Deputatul PSD Constantin Bârcă a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călărași despre activitățile avute în cadrul Comisiei pentru Agricultură. Astfel au fost abordate subiecte legate de plata medicilor veterinari, subvențiile pentru secetă și măsurile luate pentru prevenirea apariției unor noi focare de gripă aviară. Săptămâna aceasta, marți, a fost invitat președintele ANSVSA la Comisia pentru Agricultură. Acolo l-am audiat, l-am întrebat și până la urmă l-am convins, împreună cu colegii mei, ca să revină asupra acestei decizii. Bineînțeles că ieri, miercuri, s-a întrunit CNCB-ul, Consiliul Național de Combatere a Bolilor. Știm că acest Consiliu nu s-a întrunit în ultima perioadă, s-a întâlnit cam de vreo două ori, din 2019 până acum, deci încă un lucru care nu funcționează așa cum ar trebui, dar ca să concluzionez, într-adevăr a revenit printr-o altă decizie, astfel încât comerțul cu pui să funcționeze. Deci se întâmplă la momentul acesta. Încă o problemă pe care am ridicat-o, care s-a discutat la nivelul comisiei, a fost cea legată de plata medicilor veterinari concesionari, cei care au contracte cu ANSVSA-ul. Este vorba despre o sumă de 10.000 de ron lunar pentru activitatea circumscripțiilor sanitare veterinare, pentru salariile angajaților din aceste circumscripții, bineînțeles activitățile pe care dânsii trebuie să le efectueze, crotaliere, identificarea animalelor. Răspunsul președintelui a fost unul care pe noi ne-a lăsat fără replică: nu am bani, nu pot să fac absolut nimic, sperăm și noi măcar la rectificarea bugetară care va avea loc probabil în iulie-august să reușească să atragă banii necesari pentru colegii noștri, pentru medicii veterinari, pentru că la nivel național sunt 394 de UAT-uri fără asistență sanitară veterinară. Și în Călăraș, în județul nostru, sunt 9 UAT-uri fără supraveghere sanitară veterinară. Cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliență, vă pot spune, cum de altfel știți, că suntem la a patra variantă, cele trei au fost respinse, nu au fost aprobate de Comisia Europeană, pentru că nu erau bine întocmite, planul nu era bine întocmit. La momentul acesta au realizat și guvernanții noștri că trebuie să existe un dialog pentru programele din acest plan de redresare și reziliență. Se pare că urmează să fie consultați și specialiștii noștri din partid, pentru că știți foarte bine, Partidul Social Democrat are cei mai mulți primari, cei mai mulți parlamentari și, bineînțeles, cei mai buni specialiști în toate domeniile de activitate. Sper că acest lucru se întâmple, așa cum au promis, și cea de-a patra variantă, a patra variantă care va ajunge la Bruxelles, să fie aprobată, astfel încât cu toții să beneficiem de fondurile necesare în fiecare județ. Cu privire la campania de vaccinare, și-au pus o țintă, un obiectiv guvernanții de a vaccina 10,4 milioane de persoane, obiectiv care nu a fost atins. Aproximativ jumătate din această cifră s-a realizat până în momentul acesta, din aceleași motive, pentru că nu a existat dialog, pentru că noi, cei din Partidul Social Democrat, prin specialiștii noștri, considerăm că ar fi trebuit ca la nivel de fiecare UAT să se discute cu primarul și cu medicul de familie, nu prin măsuri coercitive, măsuri de sancțiuni. Dacă nu vă vaccinați, nu aveți voie să participați la petreceri, nu aveți voie, mai nou se pare, să mergi la școală, copiii noștri nu trebuie forțați să fie vaccinați, trebuie să fie decizia lor și, bineînțeles, a familiei, a părinților. Nu putem forța pe nimeni să facă ceva împotriva voinței lui. Cu privire la ajutoarele pentru secetă, revin la Comisia de Agricultură. Am făcut mai multe, atât eu cât și colegii mei, mai multe interpelări, întrebări vis-a-vis de banii pe care
fermierii afectați de seceta pedologică de anul trecut ar fi trebuit să-i primească. Răspunsul este un nu apăsat. Efectiv au și uitat această promisiune care a fost mult trâmbițată în campania electorală de anul trecut. Vis-a-vis de alegerile parțiale care urmează să avem loc, o să vorbească domnul secretar general, probabil. Eu îmi exprim convingerea și cred că vom câștiga în cele două localități, cu Zavodă, respectiv Frumușani.